Iubiții mei, în speranța că avem aceeași bucurie în sufletul nostru când ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și cu rugăciunea specială din partea mea către Dumnezeu, prin care n-aș dori să plictisesc sau să obosesc pe cineva, ci aș dori să fiu de ajutor dacă este cu putință. Cu încrederea aceasta în minte și în suflet, venim înaintea Bunului Dumnezeu ca să învățăm astăzi ceva care de obicei scapă atenției noastre și care este totuși de atât de mare însemnătate. Vom învăța nu prin puterea minții noastre, nici prin inspirație, nici prin talente, ci vom învăța aceste lucruri prin descoperirea Duhului Sfânt care ne-a fost promis că va fi călăuza noastră, adică instructorul nostru, învățătorul, antrenorul nostru, în adevăr ne va spune, uite ce înseamnă lucrul ăsta, uite ce înseamnă lucrul acesta. Și astăzi o să învățăm despre însemnătatea gândirii noastre cu privire la Domnul Iisus Hristos, nu numai în domeniul credinței acesteia standard, a crede în Iisus, ci ce crezi despre Iisus. A crede în Iisus este un termen general care se aplică oamenilor și demonilor. Și pentru cei mai mulți dintre noi, lucrul acesta a devenit o banalitate, cumva, cred în Iisus. Întrebarea pe care ne-o va adresa Cuvântul lui Dumnezeu astăzi este ce credem despre El. Apoi vom observa cum a răspuns El diverselor și diferitelor credințe sau păreri sau opinii care au fost exprimate în dreptul Lui. De la El vom învăța cum să navigăm în viață atunci când suntem asaltați, întâmpinați, înconjurați cu diverse păreri ale oamenilor din jurul nostru, mai apropiați sau mai depărtați, ale familiei, ale bisericii, ale societății în general, ale istoriei uneori. Așa, astfel că vom merge în Ioan capitolul, în Luca la capitolul 2, revenim la Ioan, Luca la capitolul 2, versetul 23 și vom găsi o expresie foarte interesantă aici. Iisus avea aproape 30 de ani când a început să învețe pe norod și era, Iisus era așa cum se credea, fiul lui Iosif, fiul lui Eli și așa, mai departe, așa cum se credea. Acesta este titlul predării noastre de astăzi, așa cum se credea. Are importanță, pe lângă faptul că noi credem în Iisus, ce credem despre El. Are importanță ce nu credem despre El. Are importanță ce vedere avem cu privire la El, ce alegem să credem cu privire la El, sigur că da. Acesta, de fapt, lucrul acesta a stat la baza acțiunii și vieții multor, a fiecărui om în realitate. Pavel Apostolul nu are nevoie să creadă în Iisus. Iisus a fost printre oameni acolo. Dar și el pornește această prigoană nemiloasă împotriva bisericii, nu pe baza faptului că nu crede în Iisus, ci pe baza a ceea ce crede el despre Iisus, și anume că este un înșelător, o primejdie cumplită, așa cum vom găsi aici. Din ceea ce credem noi despre El, vor izvorâ 1. Atitudinea noastră față de Dumnezeu Tatăl și 2. Atitudinea noastră față de viață. Acestea vor izvorâ nu din faptul că noi credem în El, dracii cred și se înfioară, ci din ceea ce credem despre El. Și astfel îl găsim pe Mântuitorul nostru adresând întrebarea aceasta sufletului nostru și așteptând din partea noastră nu un da și amin așa mecanic, ci așteptând din partea noastră o cercetare serioasă, o căutare a unor dovezi și adevăruri care să susțină credința noastră. Credința noastră nu e de tipul despre care au vorbit cei care nu cred în Dumnezeu și au batjocorit numele Lui, crede și nu cerceta. Nu. Este cu totul așa. Cercetați Scripturile, acesta e îndemnul, cercetați Duhurile, spune Sfânta Scriptură. Vedeți că nu tot ce se cheamă Duh este de la Dumnezeu. Nu e de ajuns ca un înger să fie alb.
Satana vine ca un înger alb, ca un înger de lumină, el nu vine ca un înger negru, așa cum foarte grav am fost mințiți noi în istorie. Iată ce scrie în Ioan 9:35. Iisus a auzit de omul acela orbu din naștere, din capitolul 9, a auzit că l-au exclus din biserică și când l-a găsit, i-a zis: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Este într-adevăr o suferință când ești exclus dintr-o comunitate, dintr-o biserică, atunci când oamenii te fac să simți că ești un gunoi de aruncat afară, poate, sau disprețuit, sau marginalizat. Este un simțământ grozav. Dar, iubiții mei, nu vă întristați. Nu te poate binecuvânta Dumnezeu acolo la grămadă. El nu poate să-l salveze pe Lot dacă rămâne în Sodoma. Trebuie să iasă de acolo. El nu poate să cheme la credință acest orb din naștere pe care l-a vindecat pe credit, nu prin credință. Orbul din naștere nici nu știe cine este Iisus. N-a manifestat niciun fel de credință, niciun fel de rugăciune, n-a spus în direcția aceasta. În alte cazuri avem, dar aici nu. Ceea ce arată că Iisus Mântuitorul nostru știa ce va face omul acesta din și cu această minune. Și după ce a fost exclus, îl întâlnește și îi adresează întrebarea aceasta: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? N-ar fi putut să o adreseze acolo, la școala biblică, în biserică. Nu se putea face lucrul acesta unde era. Trebuia să ieșim afară din tabără, să suferim o cara lui, trebuia să fie izolat. Astfel că izolarea lor, care se dorea a fi să fie batjocura ultimativă și a bătut joc de sufletul lui, au dat afară, predând sufletul tău diavolului, au spus lui Hus. Ceea ce se dorea a fi o batjocură, o descurajare, un dispreț de neimaginat, a devenit cea mai înaltă binecuvântare și la fel pentru tine și pentru mine. Lucrul acesta se întâmplă. Trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze așa cum știe. Oare atâtea operații care se săvârșesc pe corpul omenesc nu prevăd la un moment dat scoaterea unui organ, introducerea lui înapoi? Chiar copiii nenăscuți uneori sunt scoși din uter, sunt operați, sunt puși înapoi. E de neimaginat ce se întâmplă acolo. Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și el a răspuns, n-a zis da și amin. No, el nu e de tipul ăsta. Dumnezeu nu are oameni de felul ăsta cu da și amin, niște roboți, niște oameni care nu judecă și care de fapt nu cred, ci execută, orbește totul. El nu are așa ceva. Omul lui Dumnezeu este un om care judecă și de fiecare dată când este confruntat cu o situație de felul acesta, el nu înghite nemestecat: o, dacă a zis așa, vorbește Domnul, gata, trebuie să înghițim tot, să vedem. În vedenia aceea, Petru îi spune Domnului: știi ceva, eu nu servesc așa ceva. Eu nu servesc. Păi de eu sunt Domnul, eu ți-am spus, da, de eu nu servesc, că n-am servit niciodată lucrul ăsta. Și atunci dialogul rămâne așa, în coadă de pește, nu se știe ce înseamnă, până când ulterior Petru înțelege despre ce este vorba și spune: Dumnezeu mi-a arătat, de fapt, nu cu animale, ci să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. Am înțeles și asta și fac. Omul răspunde: crezi în Fiul lui Dumnezeu? Păi cine este ca să cred în El? Vreau să știu în cine cred. Nu cred, da, nu, da, nu, nu. Cine este? Vreau să știu ce cred despre El. Cred, dar vreau să știu în cine cred. Vreau să știu ce înseamnă ființa aceasta în care cred. Și Iisus i-a răspuns: sunt aici în prezența ta, uite-te la mine, eu sunt acesta. Noi nu trăim doar prin credința în El, ci prin ceea ce credem despre El. Credința noastră în El constă în ceea ce credem noi despre El. Dacă și demonii cred și se înfioară, dar ce cred ei despre Iisus? Preoții, toți, farisei, cărturarii, poporul în întregime, credeam în Iisus. Dar ce credeau ei despre ei, despre El? Marile religii ale lumii cred în Iisus, mărturisesc. Ce cred ei despre El? Omul modern, omul secular, chiar ateul, ce crede în Iisus, îl întreb, da, este un fapt istoric, uite, găsim astea, dar este așa, este pe dincolo. E un învățător sau un filozof sau este un exorcist, un șaman, un șarlatan, diverse și depinde de la om la om. Ce crezi tu despre Hristos dă culoare și importanță a faptului că tu crezi în El.
Mergem mai departe și constatăm că, de fapt, tot ce s-a întâmplat în viața Domnului nostru Iisus Hristos nu era altceva decât o expresie a ceea ce credeau oamenii despre El. Toată lumea credea în El. Toată lumea credea în El, dar ce credea despre El lumea? Ce credeau conducătorii? Toți credeau în El, dar ce credeau? Credeau în El până într-acolo încât la mormântul Lui au spus, uite, El a zis că m-a înviat a treia zi, au crezut din toată inima. Dar nici acolo, nici în fața învierii din morți, nu au cedat la părerea lor sau la ce credeau ei despre Iisus, anume că este un înșelător. Sunt otrăvuri din acestea ale sufletului care odată băute nu se mai dizolvă niciodată. Dacă Dumnezeu însuși vine în fața unei astfel de persoane care a băut o așa o treabă, a ales să bea o așa o treabă, dacă Dumnezeu însuși vine în fața acestei persoane, este negat. Ca să spui, înșelătorul a spus că va învia și e posibil să învieze sau să îl fure ucenicii sau să se întâmple, înseamnă că ei credeau că aceste cuvinte ale lui se vor împlini cumva. De aceea, la baza, repet, la baza vieții noastre și nu de puțin însemnătate este lucrul acesta. Mă rog lui Dumnezeu ca, ascultând acest cuvânt, să ne oprim puțin, să ne întrebăm până la urmă, eu ce cred despre Tine, Doamne? Am văzut o persoană care spunea și prezenta crezul dumnei ei din care făcuse un Dumnezeu. Și a fost pomenit numele lui Iisus în predarea aceea despre care dânsa a spus, pur și simplu a zis, noi nu avem treabă cu Iisus. Iisus e ok, a zis dânsa, e cu treaba lui. Pe noi ne interesează denominațiunea noastră, ce zice, ce crede, aceasta exportăm noi pe pământul acesta. Păi dacă tu spui Iisus este ok, e normal să trăiești o astfel de viață. E normal să pui deasupra numelui Lui, la o poziție de mare însemnătate, cine ești tu, ce crezi tu, ce faci tu, eu-l tău adică. De aceea, toate lucrurile care s-au petrecut în viața Mântuitorului sunt o expresie a ceea ce oamenii credeau despre El, cum îl vedeau ei, ce imagine aveau ei. În Ezechiel 16:5, Biblia vorbește cum, adresându-se lui Israel, ai fost aruncată pe câmp, cum a fost Iisus pus în iesle, așa de scârbăle era de tine în ziua nașterii tale. Nu întâmplător, Fiul lui Dumnezeu s-a născut într-o iesle. Nu, nu întâmplător. Acest lucru era expresia a ceea ce simțeam noi față de El. Era expresia prețului cu care îl prețuiam noi pe El. Vorbim de Iuda. Așa este, așa a făcut. Dar cum rămâne cu noi, care l-am primit într-o iesle pe pământul acesta? Doamne, dacă eram noi, pe vremea părinților noștri, noi nu făceam ce au făcut ei. Păi acum voi ce faceți? Prin faptul că perpetuați această atitudine, acesta a fost dialogul Mântuitorului. În orice caz, Mântuitorul nostru a accentuat și a subliniat de nenumărate ori însemnătatea complexului acestuia de vederi și credințe cu privire la El. Nu numai a crede în El, ce crezi despre El. Și s-a adresat unor oameni, dar voi ce credeți despre Hristos? Al cui fiu este? Ce credeți? Contează foarte mult. Contează foarte mult. Pentru că, așa cum citim noi aici, în Sfânta Scriptură, ei credeau că este fiul lui Iosif. Și aceasta are o semnificație incredibilă. Luca 2:23. Așa cum se credea, era fiul lui Iosif. Rămâne între noi chestia aceasta. Dacă ajungi să vezi aceasta în el, dacă ajungi să crezi aceasta, dacă ajungi să pui părerea aceasta a ta deasupra faptului că a venit însuși Îngerul Gabriel și a adus vestea aceasta. Îngerul Gabriel a spus cine este cel ce vine, cel ce se naște, Sfântul care se va naște. Dar tu spui că e copilul lui Iosif. Ne înțelegem noi așa? Sau unii dintre oameni au spus că este al unui soldat roman și dacă tu spui acest lucru, tu ai toată libertatea să spui aceasta, dar să știi că are consecințe. Adică, tu vei trăi, vei umbla în lumina la nu a lui Hristos. Ai crezut în El, iată că și mărturisești numele Lui. Ce crezi despre El tu va informa absolut toată viața ta. Și lucrurile acestea au un impact de neimaginat asupra cuvântului care este spus de la amvoanele sau altarele bisericilor
în lumea noastră. Ce credeți voi despre Hristos? Dacă nu aveam semnătate, credeți orice. Important este să crezi, așa spune cineva. Important este să crezi. Nu, important este ce crezi. Să crezi, credem, sigur. Dar ce crezi despre? Pavel Apostolul chiar subliniază lucrul ăsta în Fapte 26:9. Și eu, cei drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Iisus din Nazaret. Pe ce bază făceai multe lucruri împotriva lui, numelui lui Iisus din Nazaret? Pe ce bază? Pe baza a ceea ce credeai despre el. Tu ai luat credința ta de la cei care l-au numit înșelător și l-au numit distrugătorul neamului și l-au numit cu domnul dracilor, lucrurile asupra cărora ne vom opri. Tu ai luat înțelegerea, Pavel, Saul din Tars, ai luat învățăturile acestea de la ei și era normal să acționezi cum ai acționat. Pentru că în momentul când se întâlnește cu Iisus, este atât de diferit de ceea ce a crezut el despre Iisus, încât nu mai are niciun cuvânt de spus, spune atât simplu de tot, cine ești? Sunt Iisus. Am înțeles, ce vrei să fac? Gata. Deci Iisus pe care îl vede și îl trăiește, nu este cel pe care l-a crezut el sau despre care a crezut un lucru sau altul. În Ioan 7:12, Biblia spune că noroadele vorbeau mult în șoaptă. Contează foarte mult, nu? Ceea ce spun aici de la ambon în fața oamenilor cu care împreună ne hrănim din pâinea vieții. Nu. Contează ce șoptesc în sufletul meu. Oamenii vorbeau mult în șoaptă. Contează ceea ce am în inimă cu privire la el. Chiar învățam cu câțiva prieteni recent că de fapt un copil se naște în inimă, nu se naște în uter sau printr-un act sexual. Acestea sunt mecanica și dinamica nașterii unui copil, dar dacă nu e în inimă, atunci mama fiel condamnă la moarte înainte să-l vadă sau după ce l-a văzut sau îl tratează cu dispreț, cu barbaritate. Am discutat recent cu un tată care mi-a spus despre atentatul mamei lui de a-i lua viața. Dacă nu s-a născut în inimă, degeaba se creează în pântec sau ajungem acolo. La fel este aici. De aceea întreabă Mântuitorul nostru. Din totdeauna a fost problema aceasta. Norodul acesta, poporul acesta, se apropie de mine cu buzele, cu cuvinte, cu concepte, cu crezuri, dar cu inima departe de mine. Ceea ce contează este cine este el în inima ta. Ce simți tu față de el? Cum îl tratezi tu pe el? Ați văzut când a intrat în casa lui Simon? Nici bună ziua nu i-a dat. Că Iisus era un nimeni pentru el. Pe când pentru Maria, pentru femeia aceasta care a jelit și a uns picioarele și l-a pregătit pentru înmormântare, a fost singura care a crezut că Iisus își va dărui viața. Sfântul Petru s-a ridicat împotriva lui să nu faci așa, că ne strici socotelile, noi avem niște planuri. Ea a fost singura și a spus Mântuitorul, niciodată nu se va uita ce a făcut ea din cauza importanței acestui lucru. Și anume m-a pregătit pe mine pentru mormântarea mea. Nimeni n-a făcut treaba aceasta. Sufletul ei l-a crezut din toată inima. Norodele vorbeau mult în șoaptă despre el și unii ziceau, este un om bun. N-aveau curaj să zici tare, dacă te aude că îl vorbești de bine. Am avut prieteni, am fost într-o instituție împreună cu soția. Și era în urma unei campanii de evangelizare care a binecuvântat mulți pe mulți oameni. Și în această instituție am observat că, de fapt, evitau să ne dea bună ziua cei de acolo, ca nu cumva să-i vadă cei care nu voiau să ni se dea bună ziua acolo. Și am stat liniștit, am supraviețuit fără acest bună ziua. Dar am văzut chinul acestor oameni. Uite, aici șopteau, vorbeau în șoaptă, ți-e frică să spui bună ziua, dacă te vede că ai zis de bine de el și nu poți. Ai văzut că e ceva bun, dar nu poți să zici că nu-i place vecinului. Și adesea între oameni, relații de felul acesta, dacă ești prieten cu cine nu-mi place mie, nu mai ești prieten cu mine și așa mai departe. Și oamenii au trebuit să vorbească în șoaptă, nu era popular pe vremea aia să vorbești pe Iisus de bine. Trebuia să te aliniezi cu toată lumea. Alții ziceau, nu e un om bun, duce norodul în rătăcire. Așa ne-a spus nouă la adunare, sunt niște chestii ascunse, conspirații, treburi, tot felul de planuri și așa mai departe. Acestea erau în jurul lui. Ce faci când ești înconjurat cu așa diversitate de păreri?
Când oamenii cred despre tine și una și alta, păi ori e un om bun, ori duce norodul în rătăcire. Ori este Duhul Sfânt, Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, ori este Belzebub, Duhul Diavolului. N-ajungem în același loc, indiferent ce credem. Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, spune, nimeni n-a văzut pe Tatăl afară de Cel ce vine de la Dumnezeu, adică El. Fiul omului vine de la Dumnezeu, a spus Iisus. Dar imediat fariseii, nu. În Ioan 9, 16, nu. Omul acesta nu vine de la Dumnezeu. Păi da, a zis el personal, mărturia lui Iisus. Ce fac eu? Mărturia lui Iisus vine de la Dumnezeu sau ea mărturia voastră, care nu vă mai vindeți mărfurile, animalele, mai schimbați bani la templu, se dărâmă șandra maului, Caiafa. El spune, vin de la Dumnezeu, voi spuneți, nu vine de la Dumnezeu. Acesta a fost, de fapt, conflictul în care era orbul din naștere. Le-a spus, zice, voi nu-l cunoașteți și totuși mi-a deschis ochii. Ciudat lucrul, ar fi trebuit să-l cunoașteți. Problema este că, depinzând de agenda pe care o aveau oamenii și care o au și astăzi, și fiecare dintre noi depindem la un moment dat de agenda pe care avem. Vorbim de credință, cred una, cred alta, vorbim de biserică, dar în realitate problema este foarte pământească și subiectivă. Cineva a venit supărat de acasă, cuiva i s-au înnecat corăbile săptămâna asta și a mers lucrurile rele, cineva urmărește altceva și de aceea se ridică și vorbește, dar de fapt problema adevărată este o altă, rădăcina problemei. Ce vom face, au spus ei în capitolul 11 din Ioan, versetul 47. Ce vom face? Omul acesta face multe minuni. Era după învierea lui Lazar. Ce vom face? Face multe minuni. Dar nu vreți să știți de unde vin aceste minuni? Nu ne interesează. Păi agenda noastră n-are loc pentru așa ceva. Dacă e vorba că omul acesta face minuni, versetul 48, dacă îl lăsăm așa, deci să continue să facă minuni, să învieze morți sau să vindece orbi, lasă orbi așa, că ei vin la adunare, cerșesc pe acolo, dau daruri. Noi avem alte situații, cum se găsesc în lumea noastră medicală, în care copii sau bătrâni sau oameni sunt ținuți pe programe unde nu aparțin. Copiii care sunt considerați handicapați, așa, ca să se poată lua bani pe această situație. Ce vom face? Omul acesta face multe minuni și dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în el și vor veni romanii și ne vor nimici și locul nostru și neamul. I-auzi? Deci au aruncat în luptă acest lucru. Asta credeți voi despre Hristos, despre Cel care înviază morți, despre Cel care a vindecat pe bolnavi, pe leproși, pe orbi, despre Cel care a ridicat sufletelor celor apăsați de păcate peste care pusese război, poveri grele pe spatele lor. Asta credeți voi? Au aruncat lucrul acesta în lume. Dacă îl lăsăm să continue să învieze morții sau să facă minuni, atunci vor veni romanii și ne vor nimici locul, adică templu, și neamul. Și s-a ridicat Caiafa acolo. E mai bine să piară, ca să nu piară tot neamul. Aceasta gândeau ei despre ei, aceasta au indus și impus ei oamenilor să creadă și pe baza aceasta au strigat oamenii, răstignește-l. Bine, dar ăștia sunt oamenii, ce facem cu ucenicii lui? Toma a spus, nu mai cred nimic despre el și de la el. Nu, eu nu mai cred decât simțurile mele. Experiența mea personală, mă cred pe mine însumi, pe el nu-l mai cred și nu vă cred nici pe voi toți apostolii și nu mă cred decât pe mine. Și a zis el, trebuie să pun mâna mea, Și atunci Domnul i-a dat această ocazie. El se îndoia, dar era curat la suflet în îndoiala lui, a respins orice fel de evidență, orice fel de om, nu mai crede în nimeni, blestemat este omul care crede în om, dar în același timp lasă sufletul deschis în fața adevărului. Dacă se dovedește adevărul acesta, și așa s-a și întâmplat, el mărturisește la sfârșit, Domnul meu și Dumnezeul meu.
ce te faci cu faptul că cei 11 acum, Iuda nu mai este, cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, pe muntele unde le poruncise Iisus să meargă, au știut locul, s-au dus acolo exact și când l-au văzut, ei s-au închinat, vorbim de cei 11, da, Sfinții Apostoli, da, despre ei. Când l-au văzut, ei s-au închinat, dar unii s-au îndoit dintre cei 11. Unii s-au îndoit. Sigur că avem libertatea aceasta să credem despre Mântuitorul, ceea ce alegem să credem. Nimeni nu va fi judecat pentru ceea ce a crezut, ci pentru ceea ce a ales să creadă. Avem libertatea să alegem să credem lucrul acesta. Aceasta însă, vom urmări noi în versetul 18, niciodată n-a rănit, n-a potignit, n-a oprit pe Mântuitorul nostru de la împlinirea planului și voiei lui Dumnezeu cu el. În ciuda faptului că unii s-au îndoit, vai, ce suferință! Indiferent cum ne raportăm la adevăr, ne îndoim, îl batjocorim, îl credem, îl respingem, adevărul rămâne același, etern. El nu poate fi, el este același ieri, azi și în veci. De aceea, în ciuda faptului că unii s-au îndoit, Iisus nu așteaptă până crede toată lumea, până nu este cazul, ci dă libertate fiecărei ființe să aleagă ce crede cu privire la Iisus. În versetul 18, el spune, toată puterea ne-a fost dată în cer și pe pământ. Cineva a crezut, cineva n-a crezut. Și astăzi lucrurile stau deschise înaintea noastră a tuturor. Aceștia au fost ucenicii. Ce ne facem cu rudele lui Iisus acum? Rudele lui Iisus, Marcu 3:21, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe el, că ziceau și a ieșit de minți. E bolnav mental, e schizofrenic, este paranoic, e bolnav mental, să pună mâna, să-l ia cu forța, să-l pună în cămașă cu forță. Aceasta gândeau ei despre el. De aceea ei nu credeau în el, nici de cum, mai ales când au văzut lucrurile acestea. Nu rămâne fără consecințe ceea ce credem noi despre Mântuitorul nostru. În 1 Corinteni 1:22, Biblia arată că drumurile oamenilor se despart în funcție de ceea ce cred ei despre Iisus, nu? A crede în Iisus. E comun între oameni, diavol, înger, pretutine, cred în Iisus. Ce crezi tu despre Iisus, aici drumurile se despart. Unul crede una, altul crede alta. Atât de frumos a vorbit C.S. Lewis, a spus, hai să fim oameni logici. Dacă Iisus este un simplu învățător, vreau să întreb ce fel de învățător este acela care se dă drept Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, jertfă pentru salvarea oamenilor, care își dă viața pentru... Ce fel de învățător este acesta? Zice, dacă El nu este cine a spus că este, adică am venit de la Dumnezeu, dacă nu este cine a spus că este, atunci este un lunatic, este un om rătăcit și care duce în rătăcire. Dar cuvântul lui Dumnezeu și trecerea veacurilor a confirmat prin roade, prin ceea ce s-a întâmplat, prin fapte pur și simplu, a confirmat adevărul acestor cuvinte spuse de Mântuitorul în dreptul ființei lui. De acolo trebuie să luăm noi totdeauna tonul. Și dacă cineva are limitele acestea, sunt de înțeles, cum a spus Toma. Eu nu mai cred decât în mine când voi pune o mâna pe lucrul ăsta. Dacă cineva experimentează limitele acestea, Mântuitorul îl iubește și îl înțelege. Credința nu este impusă sau cu forța asupra cuiva. Nu. Dacă nu mă credeți pe mine, credeți lucrurile acestea. Adică s-a văzut ce a făcut în lume numele Domnului nostru Iisus Hristos. Se vede ce face în viața noastră. Tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul, adică puterea, autoritatea să devină copiii lui Dumnezeu. Iudeii, în adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciune, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire, iar pentru neamuri este o nebunie. Da. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Amin. Fii binecuvântat, Tatăl nostru, pentru darul credinței pe care l-ai așezat în sufletul nostru, pentru descoperirea Duhului Sfânt cu privire la Mântuitorul nostru. Doamne,
suntem încredințați că avem lucruri multe în viață care șchioapătă și care necesită îndreptare. Luptă și lucrează până vei așeza toate lucrurile în locul unde aparțin. Și în primul rând, Doamne, ceea ce credem noi despre Tine. Lucrează Tu asupra sufletului nostru, Doamne, și nu lăsa până nu vei împlini Tu ultimul cuvânt care l-ai spus cu privire la noi și până când nu vei face așa cum ne-ai învățat în cuvântul Tău, credința noastră să ajungă la maturitatea aceea a Domnului nostru în cuvintele pe care El le-a spus despre Sine. Ajută-ne nu doar să credem în Domnul Iisus Hristos, ci ajută-ne să credem despre El ceea ce Dumnezeu Tatăl a mărturisit și ceea ce Iisus însuși a mărturisit și prin Duhul Sfânt învățăm și noi astăzi. Fii, Doamne, binecuvântat în veci. Amin.